Comisia de analizare a situației apărută în cadrul Teatrului de Păpuși Vasilache și-a început activitatea pentru care a fost constituită. Cei trei membri l-au chemat pe directorul teatrului să dea explicații cu privire la scandalul riscat cu numărul Burețel de la ProTV. Timp de 10 de minute, Floricela Ionițoaie s-a chinuit să le explice celor trei consilieri locali care fac parte din comisie ce înseamnă conceptul de plagiat. S-a ajutat de un proiector pe care a rulat diverse numere în care apare același personaj, Burețel, și care au fost prezentate pe mari scene de teatre în România sau în străinătate. Ce hotărâți dumneavoastră? Repet, dumneavoastră mi-ați arătat și afirm cu tărie. Dumneavoastră mi-a arătat aici o execuție. O execuție, nu o operă, domnul președinte. Tocmai am întrebat dacă dumneavoastră ați înțeles care e diferența dintre operă și execuție. Fostul viceprimar Cosmin Andrei a dat câteva exemple celebre de litigii apărute pe seama drepturilor de autor. O formație s-a destrămat, iar operele au fost înregistrate pe un membru al acelei formații, iar ceilalți membri nu mai au dreptul să interpreteze operele. Dacă vreți un exemplu concret, vă spun că s-a întâmplat asta cu Vama Veche, cu Phoenix și cu alte trupe. Directorul de la Vasilache susține că nu a făcut altceva decât să interpreteze o operă care era deja în palmaresul artistic al Instituției de Cultură, adus fiind de Aurica Dobrescu și soțul acesteia a fost regizor. Nu este însă clar dacă trupa de la Vasilache a fost la România au Talent în numele teatrului sau în nume propriu. Prezența celor trei actori botoșeni la emisiunea incriminată a fost cu încălcarea prevederilor articolului 35 aliniatul B. Transformarea unei opere, fără consimțământul autorului, și fără plata unei remunerații, este permisă următoarele cazuri. Dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiția ca rezultatul să nu creeze confuzie în ceea ce privește opera originală și autorul acesteia. Acestea sunt cele trei cazuri în care mă pot afla, se poate afla echipa celor trei, nu eu. Discuțiile s-au purtat pe un ton ridicat, pledoaria șefului de instituție fiind una extrem de stufoasă. Cosmin Andrei a încercat să intervină cu întrebări, moment în care Floricela Ionițoaie a răbufnit. Lăsați să spun până la capăt. Păi dar nu aduceți acuzii și mă... Păi dar vă acuz pentru că nu mă lăsați să spun până la capăt. Pentru că cei care v-au informat pe dumneavoastră, m-am enervat, da, pentru că cei care v-au... A ieșit în spațiu public această prostie, această măgărie, care, exact acei care v-au informat pe dumneavoastră și exact acei pe care îi susțineți dumneavoastră, au luat bani, au pus această operă și eu am luat de bună. Din comisie fac parte consilierii locali Cosmin Andrei, Cătălin Alexa și Gabriel Murariu.